preapucernici părinți, îndurerate surori și rude ale lui Petrică, îndurerată asistență, Corjul nu-i mare județ, dar are oameni de preț și mai are doina lui mândră, doina Gorjului, care precum de-astă dată, atâta de îndurerată de multă vreme n-a fost, căci Petrică, dragul nostru, pleacă din lumea cu dor către alta fără dor, cum spunea odinioară marea doamnă mărioară, azi și dânsa fără grai. O, câtă durere! Vai! Vai de el și de noi toți! Surori, rude și nepoți, câți ne-am adunat să-l plângem. O, Doamne, de-ar fi să strângem lacrimile la un loc, de atâta jale și foc, s-ar mai încherba un jiu. Căci românii, cât îl știu, ca și noi, nu pot să creadă că de azi n-o să-l mai vadă decât la televizor. Ne-o fi greu și ne-o fi dor de tine, Petrică dragă. Te plânge o lume întreagă. Ce s-or face câți la anul vor pune în curte cazanul și-și vor aminti de tine că ai lăsat vasele pline de lacrimi și de suspine. Îndurerată asistență, conducem azi pe ultimul său drum pe unul dintre cei mai mari artiști ai nației române, Petrică Mâțu Stoian. În cei peste 26 de ani de carieră artistică profesionistă, a reușit prin cântec și prin talentul său să-și tăltuiască numele în constelația adevăratelor valori ale interpreților de folclor, precum Maria Tănase, Maria Lătărețu, Orion Dolănescu, plecați la rândule ca și Petrică, mult prea din vreme dintre noi, când mai aveau atâtea de spus și de făcut pe tărâmul creației și al interpretării cântecului popular. A văzut lumina la 18 septembrie 1960 în Izvelna, într-un sătuc de munte din Mehedinți. Era al patrulea copil, într-o familie de oameni simpli, dar harnici și buni gospodari, cu credință în Dumnezeu și cu dragoste pentru semeni. Veniseră înaintei pe rând cele două surori, Domnica și Maria, care îl plâng acum la căpătâi, dar și fratele Nicolae, cel care îl așteaptă acolo sus în cer, ca să cineze împreună. Cum povestea adesea, fiind mezinul, părinții l-ar fi vrut cu ei acasă spre a le fi de ajutor, dar sărăcia steului de piatră și greutățile de mic l-au îndreptat cu gândul și mai apoi cu pașii spre alte meleaguri decât cele natale. Și astfel a ajuns să fie oțelar pentru o vreme, iar mai apoi în Gorj, în minierit, până a fi să dea peste oameni de bine, sfătuitori înțelepți, care l-au îndemnat să dea frâu liber talentului de a cânta.